Hei, salut aici, cu un gameplay român la Dishonored. Un joc first person stealth action adventure care poate fi jucat și Rambo, nu numai stealth, dar stealth e principalul motiv de a juca. Jocul are 9 misiuni pentru campania principală și 3 DLC-uri. Unul DLC în care joci cu un alt personaj și a doua parte de DLC-uri în care continui povestea cu personajul respectiv, dar ajunge cu magii și vrăji. Și ai un fel de triale în care vrei să te distrezi un pic cu puterile tale, să faci scorul record pentru leaderboards. Hai să facem misiunea cu party. Jocul se bazează pe Corvo Atano. Țin cont că jocul este produs de Arkane Studios și publicat de Bethesda și a apărut acum mult timp prin 2012. A trecut o grămadă de timp, dar jocul încă se vede bine pentru că are un stil cartoonish combinat cu shader și tot felul de efecte vizuale. Deci dacă îți plac jocurile first person, adică te descurci la ele și preferi ceva stealthy sau vrei să joci pur și simplu Rambo, poți să joci și Rambo jocul ăsta, dar asta e bun. Aș vrea să menționez pentru fanii care sunt interesați de stealth. Este o comoară care nu poate fi ratată. Cam asta e impresia mea despre Dishonored. Pur și simplu pentru că în jocul ăsta e o groază de abilități care te pot ajuta în diferite feluri. Nu sunt chiar multe, dar sunt foarte folositoare. Și poți să mergi și fără abilități, poți să ai doar o abilitate de teleport și cam asta e tot ce trebuie. Mergi să te descurci mai departe. Ai o poveste care nu ești forțat să o urmezi, poți să ucizi persoanele, să le neutralizezi sau pur și simplu să le răpești și le tea. Un tans la o petrecere cu bar mascat și nu avem o mască, deci s-ar putea să ne detectezi așa de ușor. O avem opțional să găsim pe Lordul Shadow, dacă dorim, dacă nu. Avem teme de misiune, invitația. Notițe dacă ne interesează pentru safe, să descifrăm chestii, audiografuri. Puteri, dacă ne interesează, dacă vrem să posedăm oameni sau să evolueze o putere care, de exemplu, se împarte în nivelul 1 și nivelul 2. Și poți să ajungi de la să oprești timpul pentru un pic, să încetinească timpul sau să-l oprești de tot. Ceea ce mi se pare destul de drăguț. De exemplu, noi acum putem să facem un pic de agilitate ca să sărim și noi mai sus. Poate o să ne ajute, poate nu. Avem bone charms care sunt un fel de pasive pentru joc. Și bineînțeles, inventarul, ce avem noi la noi, gadget-uri, cheiuri și tot ce include jocul ăsta. Jocul are un element interesant, această inimă, care îți vorbește despre personajele sau animalele sau creaturile la care te uiți și pur și simplu te uiți cu inima, să zicem. Abilitatea de a vedea prin întuneric și a vedea alte personaje. Poți să mănânci. De exemplu, eu m-am luat o pasivă și puteam să mănânc cu niște șobolani. Dacă n-ar mai fuge ăla de mine. Ok. Bine, nu se vede efectul, dar... Ok, să înțeleg că aici este o groază. Aici o să ne trească o cheie dacă vrem să intrăm. Ceea ce nu știu câtă lume s-ar îndura să facă chestia asta. Șobolane acolo. N-avem cheie pentru asta? Poate se rezolvă cu asta. Ok, hai să scot chestia asta că sunt obișnuit cu ea, dar poate voi vreți să vedeți alții. Altfel. Un pic de logică, un pic de gândire, se rezolvă unele chestii, un fel de semi-puzzle 3D. Pe lângă stealth. Acum aș putea să merg random și doar să-mi fac de treabă sau să vă mai departe. Aici sunt angajații și toate cele. Mâncam, ca să ne facem. Nu era și pentru mana ceva? Ok, avem ceva în camera asta, ok, caut ok. Nu, nu avem nici ok. Astea sunt servitoare, deci n-au de ce să ne certe sau să se ia de noi că suntem și noi pe aici. Acolo sunt bănuți, dacă dorim. Notițe în care afli mai multe despre povestea jocului dacă vrei să citești și ești interesant. Este un sistem semi-RPG. Va trebui să-l căută. Nu avem voie să trecem pe acolo, să înțeleg. Trebuie să căutăm un tip cu o mască de lup, ok? Cum oare îl vom găsi pe tipul cu mască de lup? Uite, mască de iepură.
must speak privately. Ok, după tine, Lord Brisby. Nu știu cine ce. Da, trebuie să-l găsim și pe Lord Shadow. Sunt mai mulți lords pe aici. Ok, de vorbește cu mine. I'm a friend of Pendleton's and I've done a few favors for your cause. I know your purpose here tonight. And how to say this? Your target is the woman I love. I swear that if you bring her. A, deci teoretic el dorește să o luăm pe domnișoara Boyle și în loc să o ucidem, putem să o răpim și să o ducem lui. Am fi putut să sperăm să o ucidem sau pur și simplu să o bătem un pic, dar her name is Waverly. I swear I'm a man of means. Just bring her to the cellar and I will keep her safe with me forever. Welcome to my party. I don't believe you've had the pleasure. Ok, hai să vedem pe Lord Shadow. Ah, Lord Shadow este afară. Go to Boyle Gardens, ok. Oh, ok, da, ar trebui să mă concentrez pe tipul culo. Ok, deci avem o scrisoare să-i dăm la tipul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă. What's he got to say? I don't know, man. Pendleton is a gutless, lying sack of shit. I hope huh? He's paying you well for this. Okay. It's damn cold tonight. Hurry up and let's see what you're made of. Să înțeleg că o să trebuie să fac dur cu asta. Ok. Poți să faci upgrade-uri diferite la... la sabie, la pistol, la cum arată unele chestii, mască, cum dai zoom in. Ce e interesant, pentru că are elemente de... elemente de RPG combinate cu elemente de action-adventure, combinate cu elemente de stealth și este un joc destul de drăguț și complex la sine. Și destul de frumos, părerea mea. Mie îmi place. Și după vreo 4 ani încă își menține forma și o să-ți mențină grafica un timp. Este un joc drăguț. Și-am făcut o treabă bună pentru mine. Am o abilitate care pot să-l... Da, aș putea să opresc timpul. Stop. Stand right there. Ok. 3 2 1 Ok. What do we do now? I don't know, man. În joc sunt runele, pot să le colectez ca să fac upgrade-uri, dacă dorești, deci puteam să nu mă duc direct aici, să mă duc să colectez runa de acolo. Sau jos, sau puteam să mă duc un pic pe aici, la pe trecere. Să caut dacă dorem așa de mult. Câteodată poți să asculti conversații între caractere să-ți dai și tu seama ce vor ele sau ce încercă să spunge. Ok. Și așa am completat câteva misiuni. Acum trebuie să găsim pe doamna Waverly. Yes, I am. Da, ok. Acum problema ar fi în felul următor, ca să ajungem să ne dăm seama unde este Waverly sau cum se numește tipul asta Waverly, ar trebui să facem investigație. By talking with a ghost, identify which costume te trebuie. Ok, ok. Deci trebuie să strângem informații să vorbim cu oaspeții. Oh, aș putea să încerc să vorbesc cu tipul ăștia. I think I've proven. I told you not to bring that up. There's a great deal I could offer you. Don't be silly. The rumors say the Boyles practically own your estate. Ce mas de biazare. Away from all this, to Sir Kronos or further. I don't believe you, but if you're telling the truth, we should talk further, but not here. Excuse me. Oh, leave him be. It's a party. This is a party. Bless you. We've
found out what the whales could do, made us an empire. I need that prize. If I could get upstairs, do you know they've dug down and found the ruins of another city under this one? Ok, am luat niște informații. Sneaker sets and short the 3 bedroom for clues. Ok. Hai să ajungem sus cumva. Cum ajungem sus? Parcă vă sunt niște scărbete. Hello sir, you fat. Sorry. Cum pot să ajung eu sus? Ok, cred că pe aici pot să ajung. Nu prea pot să ar pe unul. Ups. Dacă o să pun jos. Mai încolo. După ce găsesc o cale de urca sus. Come on. Pe aici? Nu, ok, ar trebui să mă obișnuiesc deja și să știu cum să urc sus. Ok. Not here to make a conversation. Deci, ori pe la scările alea, ori pe la scările pe unde ne este, că n-avem voie să o luăm. Ok. Problema ar fi în felul următor. Să zicem că ai jucat jocul până acum de 5.000 de ori. Și n-avem nicio treabă. You're not tripping. Ok, nu știu cum zici. Și n-ai avut nicio problemă cu jocul, ai jucat pur și simplu și ai fost, like, cel mai OP. Problema e că are momente random cu numere la save-uri sau chestii care ar trebui să le poată ține minte un player. Pur și simplu se randomizează. Precum cine este victima acum după mască e random. Nu o să aflu niciodată decât dacă dau și încerc și mă duc și-o ce pe toate. Trebuie să faci jos de informații. Ok, s-a deschis chestia de sus de acolo. Interesant. Ce avem noi aici? Ok. Nu mă interesează un singur lucru. Cum ajung la informații? Oh, bani. Nu cum ar ajunge. Trebuie să găsim o scrisoare sau ceva. Uite aici, indiciu. Am I set aside from the spirit of the party? Whatever. Ok. Următorul clou ar fi... Ok, acum știu cum să sperii să aduc să vină după mine. Waverly Battle Key. Problema este că nu știu care e Waverly. Ah. You're going to look lovely in white. Perfect. Ok. Acum știu că o să fie în alb. Easy. Hai să facem misiunea. Sper să nu mă dă tipul de jos. Pe unde am venit? Parcă am venit pe aici. Perfect. Sper să nu fie nimeni când ne întoarcem noi pe aici. De ușa, ca să nu intre. Dacă lași ușile deschise, e interesant că o să vină caracterele și o să facă ceva. Oh, fuck. O, ce m-a speriat tipul. Fai, am crezut că mă vede. Ok. Hai să căutăm pe Waverly. Uite pe Waverly acolo. What the fuck, ce ești tu? Miss White, ok, ok. What's up? Ok, acum hai să facem un pic de negociere. I think I know your name. Oh, really? Tell me. Well done. But you'll have to name all three of us for the cameo. What do you mean you'll save my life? Why? Who sent you? Very well. I've no wish to die. Ok. În mod normal, aș fi putut să merg să-i ucid pe toți bodyguards de sus și să fac pur și simplu cale, dar
Teoretic nu m-a detectat nimeni așa, nu m-a văzut nimeni, dar n-am luat nicio rună. Mă, sunt chiar interesante. Mai pot să mă mai... Ce creepy. Îmi pare rău dacă nu v-am arătat destul la acțiune, dar... Dacă chiar ar fi fost necesar... Ar putea să ducem pe... Am o abilitate care face caracterul Ashes, dacă nu-i lăsa acum lucid. Ok. Bye bye. Puc. Din funcție de ce pasivă ți-ai cumpărat, cred că este foarte interesant jocul. Ar putea să-i furi și banii acum. F era? Da. Negoți. Și acum pot să iau... You know play Rainbow Six with me? Fucking casual. Ok. Și acum ca să-i dau knock, cum facem knock? Nope. Că... ok. Habar n-am cum fac chestia asta, dar... ok, acum pleacă. Perfect. Control. Hold F to carry. Come with me. Ah, dar chiar mi se pare că am și cheia ei. Aș putea să deschid chestia asta de aici? Nu, e altă cheie. Interesant pentru că jocul îți dă destul de varietate pentru orice vrei să faci. Ok. Ok, asta e creepy. She'll have her whole life. Ok, nu sunt de acord cu ending-ul ăsta, nu e ok. Adică tipa tocmai ce a fost răpită de un psihopat cu o mască care o să stea toată viața cu, numai cu ea. Probabil ca sclavă sau ceva, nu știu, dar... Hei, n-am ucis-o. Se putea și mai rău, nu? Ok, acum cum plecăm de aici? Parcă pe aici. Șup. Așa arăta fără mască, tipa. Ok. Go to the source. Și sunt tot felul de evenimente. Puteam să refuz să fac pur și simplu misiunea cu... cum se numea? Cu duelul și puteam să-l ucid sau asasinez pe tip. Sau puteam să-l dau poison sau să-l controlez și să-l fac să se sinucidă într-un fel. De fapt nu știu dacă ar fi mers chestia asta fix, dar... Ideea e că e multe variante decât se văd. Acum problema ar fi în felul următor. Poarta se închide și era să rămân fără cale de ieșire. Și m-a văzut și tipul ăla de acolo, un pic. Ok, semi. Let's go. Yep. Let's go. Și asta e Dishonored. Sper că v-a plăcut videoclipul. N-am văzut multă acțiune pentru că o să vă las pe voi să încercați jocul. Dar am încercat să vă explic ce poate să facă jocul și cu ce este. La fiecare final de misiune și parte din poveste o să ai ce ai făcut în acea misiune, cât pe cine ai ucis, dacă ai ucis pe cineva, dacă s-a văzut, s-a găsit vreun cadavru sau nu, dacă a fost chaos, haos. Story-ul poate să aibă un ending cu haos sau nu și tot așa, are ending-uri diferite, dacă am fost niciodată detectat, dacă n-am ucis pe nimeni, ce puteai să găsești în joc. Elemente, combină foarte drăguț elementele de RPG, cu un pic de action adventure, cu un pic de poveste, cu un pic de quest-uri. Deci e interesant, special actions, misiunile care le-am făcut și tot așa. Putem să continuăm să trecem de la următoarea misiune și cam aia. Oricum, sper că v-a plăcut videoclipul, până pe atunci ce să mai zic. Pe data viitoare ne vedem în comentarii dacă aveți întrebări, îmi pare rău că nu v-am arătat destul combat, adică puteam să vă arăt și cum este să mergem și action. Dar am zis că, hei! Dacă vă interesează jocul și vi s-a părut interesant ce am zis eu până acum, dați o șansă, poate vă uitați un pic pe YouTube să vedeți cum este, poate un pic mai mult gameplay-ul, dar în rest, cam asta e. Până pe atunci, pe data viitoare, salut!